Există o singură piatră care depășește frumusețea tuturor pietrelor. Și atunci, acea piatră este Hristos, care nu-i nici strălucitoare, nu-i nici diamant, nu-i nici perlă, nu-i nici safir, nu-i nici Swarovski. Este piatra vieții. Ei, de aceea bisericile care sunt și în ziua de astăzi au cea mai mare greșeală dacă nu respectă, aibă în ele ce? Sfânta masă. Acum, de exemplu, Sfânta masă se face din cărămidă bună, se tencuiește, se vopsește, se aranjează, se îmbracă în marmură, dar să știți că în mănăstirile voivodale, dacă vă duceți, strămoșii noștri au păstrat acea datină ca Sfânta Masă să fie dintr-un calup de piatră tăiat perfect, pătrat, dreptunghiular. Și o placă mare de piatră groasă, tăiată cu grijă și pusă deasupra, cu scobitura în mijlocul ei, care merge până în piciorul unde spuneau documentele, moaștele, actul de sfințire, și apoi se turna ceară de albină, simbolul curăției, a fecioriei, a pudicității, a lucrului dumnezeiesc nefăcut de mână omenească. Da, azi ne-am modernizat, dar asta nu înseamnă altarele lui Dumnezeu au neapărat nesăbuită nevoie de lux. Nu. Noi nu trebuie să exagerăm în lux. Pictura sau cămașa de interior a bisericii, sau chiar și de exterior, dacă luăm mănăstirile UNESCO, este un simbol al proslăvirii lui Dumnezeu și a dogmaticii Sfintelor Scripturi, dacă ne uităm la ceea ce este pe biserică. Arborile lui Isaia, arborile vieții, prorocii, Sebilele, filozofii, ăștia, apostolii, mucenicii, martirii, sfinții, ca să arate viața bisericii. Cartea nescrisă a celor neștiutori de carte, Biblia din imagine, ca să spunem. Nu vedeți? Pentru copii există acea cărticică, bănuiesc că ar și trebui să o aveți în casă, mica Biblie cu imagini, ca atunci când Dominic o să aibă 6-7 ani și începe să răsfoiască, să-i dai ideea de Dumnezeu întâi din imagini. Și când a întrebat mama ce e aici, tu îi explici mai departe. Eu am făcut emisiune cu părintele, ți explic eu ce e aici și el trebuie să știe. Dar imaginea îi stăpânește mai bine impactul decât când îi spune, ia, deschide Biblia și citește. Vorba profesorului Semenele este celebru în expresia asta. Mie îmi pare bine că aveți Biblie și v-ați cumpărat Biblie, dar să nu o confundați cu ziarul sau cu literatura universală. Ca să citiți Biblia, trebuie să aveți descoperire de la Dumnezeu, chemare de la Dumnezeu, trăire de la Dumnezeu, har de la Dumnezeu și lumină din suflet. Asta este expresia dânsului. Adică n-am deschis carte, am citit 10, bă, dar eu am citit Biblia din scoarță în scoarță. Că ai citit doi altceva, să vedem ce ai înțeles, vă rătăciți, ne știm Scripturile. Și au apărut 3.000 de secte și vreo 30 de culte azi oficiale pe toată planeta. Și încă mai sunt 8.000 de secte din astea cu sămânță în Biblie. Mă întorc la biserica noastră. Dacă ne uităm la bisericile voivodale, hai să luăm biserica de la Densuș, care e numai din piatră. Cred că o țineți minte. E un element UNESCO, undeva în zona transilvană, și ați văzut, e toată așa, parcă e făcută din cuburi. Ei, aia este și fortificație, și apărare, și biserică, și turn, și cetate. Dacă ne ducem la cetatea Neamțului sau la cetatea Sucevii, vom vedea că totul e din piatră și într-un colț există un paraclis. Dacă ne vom duce la mănăstirile mari, cum este Neamțul, Putna, Bistrița, Pângărații, Secu, mănăstiri mari, vom vedea că au ziduri imense, Dragomirna, Sucevița, Moldovița, Humorul. Deci au ziduri mari și groase, dar numai împodobite din subțire cu pictură. Dar niște picturi alese, vreau să vă spun că atunci când s-a dat mărul de aur de către oamenii de cultură ai străinătății într-o țară micuță ca a noastră, în plin comunism, în anii 60 și ceva, 70, aia nu ne-au dat de la UNESCO titlul de monumente UNESCO și mărul de aur pentru capodoperile mănăstirilor medievale, doar așa că hai să-i facă lui Ceaușescu hatăr, nu? Au rămas uimiți de complexitatea dogmatică. Deci, gândirea omenească atunci când are pe Dumnezeu devine îngerească. Deci, pur și simplu, acele picturi și acele taine ale bisericilor
erau la vremea respectivă adevărate opere de artă și filozofie. Deci dintr-o singură pictură puteai să vorbești o zi întreagă. Mai există și astăzi niște ghide din astea femei, care eu le urmăresc, nu știu dacă or mai fi trăind, era la Moldovița o maică care știa limba germană, o femeie excepțională. Mă uitam cum le vorbea la străini în limba germană despre picturile de la Moldovița și aia pur și simplu rămâneau înlemniți cu gura căscată și transpirau și ascultau și nu mișcau. Putea să asculți cum le bate inima. Cealaltă, Tatiana la Sucevița, când începea a vorbi, bine, aș făcut școală pentru treaba asta, dar când începea a vorbi, mai stăteam și o ascultam când venea câte un grup, să-i văd punctul de vedere. Mă uitam pe biserică, când intram și făceam trei poze și frumoase, și când începea să vorbească și să arate cu laserul ăla imaginea, ce-i cu aia, ce-i cu aia, îți vorbea jumătate de scriptură. Deci ăsta e rostul. În schimb, acum noi trebuie să delimităm două lucruri. Bisericile au și ele câteva stiluri. Cele din piatră pură cu acoperiș de asta ceramică sau sticlă, cum îi spunem noi, sunt stilul bizantin pur și le găsim în toată Grecia și în tot Bizanțul și în tot Ierusalimul și în tot Sinaiul și în tot Egiptul și pe unde vrem noi, pe unde a fost influența grecească, influența elenistică creștină a fost foarte mare. Și a plecat de la Constantinopolul lui Constantin cel Mare, primul oraș creștin, unde a și venit credința în toată Europa. După aceea, avem stilul nostru specific, românesc, maramureșan. L-am pus primul pentru că sunt biserici făcute din lemn în artă românească. Folclor, tradiție, doină, dor, frumusețe, inimă, curățenie, sfințenie, dragoste și iubire de Dumnezeu. Ce a putut omul concepe mai frumos? Din bardă și din daltă i-a pus lui Dumnezeu în biserică. Bă, nu ies că ați văzut vreodată partea maramureșană. Înalte, sus, superbe, zvelte ca niște lebede. De ce? Arată prigonitorilor că biserica e mai presus de toate. Dar biserici în cuie de lemn, care atunci când veneau năvălitorii, o desfăceai pană cu pană, o încărcai în căruțe și plecai cu ea peste munte, în altă parte, nu era pace, însă îi lai biserica și începeai cu liturghia. Deci, asta este fenomenal și fantastic. Acum, modern, aceste capodopere moderne, aceste catedrale imense, vreau să spun că am văzut una super frumoasă, la Pașcani este un preot, cred că a fost și protopop. Am rămas uimit ce a putut crea omul ăla de frumos acolo, ce a creat el acolo în zona Pașcanului. Deci aia mi s-a părut una din cele mai elegante, ca să spun așa. Nu neapărat ca frumusețe arhitecturală, dar ca bun gust, ca pictură, ca lucrare, ca interior, ca demisol, ca tot ce vrei are biserica aia. Deci o adevărată biserică voivodală modernă. Cum se numește? Poate vor să ajungă și cei. E simplu, e în centrul Pașcanului cea mai mare din toate. O vezi cât ziua de mâine a fost făcută imediat după Revoluție, în vremea când era un primar Rață sau Rățu. Habar, n-am mai mult că atât țin minte de la părinte că ne-a povestit. Un părinte alb așa ca mine, dar cred că e mai mare de vârstă ca mine, dar vrednic bărbat. După aceea, au apărut bisericile astea moderne, care la noi în Moldova se numesc în stil moldovenesc. Stilul acesta ștefanian, îi spunem noi, adus de la Alexandru cel Bun și de la Mușatini și de la Lăpușneanu și de la Bogdan și de la toți urmașii lui Ștefan cel Mare, este acesta cum arată și Biserica Sfântului Nectarie și a Părintelui Toma Gradinaciuc și a lui Părintele ăsta alalt de aici din... Sunt multe, e plin iașul de biserici în stil ștefanian. Acesta este stilul frumos care s-a potrivit aici la noi, din cărămidă sau din piatră. Acum v-am spus, sunt piloni ăștia de beton, este fierul beton, este cisternă, torn ușor, faci tot ce dorești. Acestea sunt bisericile, uitați și copia de la care ne uităm noi în față, se vrea Vlădiceniu a fi, în conceptul prestucalinic, că el ar fi avut proiectul, să fie o mini copie a Putnei. De ce? Să fie legată de stilul ștefanian, pentru că mănăstirea Vlădiceni are la bază oprirea lui Alexandru cel Bun cu cortegiu, cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, care a stat o noapte în Poiană acolo. Și-au noptat și pe urmă au plecat mai departe spre Suceava. Veneau din Trapezund, dincolo, dinspre Cetatea Albă.
Și se încearcă să se păstra acest stil ștefanian. Ăsta e stilul, ca să știți cum arată. Și după aceea, acum la stilul clasic, aici nu vreau să fiu răutăcios, buticuri în tot felul. Și pătrată, și rotundă, și verde, și groasă, și înaltă, și teșită, și copleșită, și plină de turnulețe, și tot felul de prostii. Sunt și astfel de biserici care nu aparțin niciun... Nu aparțin. Nu am o arhitectură chici. Da. Ele s-au făcut din necesitate după Revoluție, că a fost nevoie să... Comunismul a ținut mult în frâu construirea bisericilor, sau foarte greu s-au reparat cele vechi, au rezistat doar cele monumentele istorice. Și atunci, sigur că a apărut și elementul nou, pictura aiurea. Ce înseamnă pictura aiurea? În pictura veche se foloseau 5 culori numite de pământ. Orice biserică se picta cu verde, albastru, roșu, negru, albul din cretă, din var și ocru.